Am revenit la Observator. Aproape 100 de fotografi participă la un festival unic, Alba sub lumini de Oscar. O șansă nemai întâlnită să vadă o altă față a României, una mult mai frumoasă. Iată câteva dintre locurile pe care le-au imortalizat. Sub lumini de Oscar, Alba pare un ținut de poveste. Un ținut ocupat zilele acestea de aproape 100 de fotografi înarmați până în dinți, cu obiective, trepiede și aparate. Așa cum bine se știe, este castelul principal al Podgoriei Jidvei. Un castel care, din câte știu, este cu circuit închis, ceea ce înseamnă că norocul nostru astăzi este, dacă vrei, întins la maxim. După o ședință de teorie, participanții au dat frâul liber imaginației. În orice parte priveau, găseau câte un cadru care merita imortalizat. Am început dimineața cu fotografia de peisaj și vom continua cu fotografia de arhitectură, castelul fiind foarte ofertant din punctul ăsta de vedere. Și mai pe seară vom face fotografia low light. Ce te-a impresionat cel mai mult? Imensitatea viilor, sincer, a fost wow. Adică mai vezi documentare, mai vezi, dar când ești acolo și vezi pe câte hectare se întind, este greu de descris. Peisaje deosebite, oameni deosebiți, o atmosferă deosebită, organizatorii sunt niște oameni deosebiți. S-au ocupat de absolut orice aspecte care putea să îngrijească. E prima dată când am venit aici, e o experiență deosebită. Aștept apusul și lumina bună de la apus să mai fac niște poze. Cam tot ce am văzut și ieri și astăzi m-a impresionat. Tot ce am văzut până acum, extraordinar, o experiență unică. Pentru participanți urmează alte 3 zile de workshop-uri, unul mai interesant ca altul.